Salut! Sunt Dan Moldovan și în filmul ăsta vă povestesc de ce am cumpărat un grip pentru Fujifilm X-T20. Nu știu exact cât de bine vedeți voi, dar în partea asta mi se cam uh, duce jos pielea asta artificială. Plus că suportul ăsta de deget pur și simplu mi-a căzut, nu l-am pierdut, dar l-am lipit cu superglu. Partea asta din față nu avea cum să o lipez, M-am tot gândit eu ce să-i fac, dar nu merge nici cum. Și așa că am cumpărat un grip. Asta e un grip făcut de o firmă tot de prin China. Scrie că ar fi din lemn partea asta și asta e din metal. Gripul are două filete care îți permite să-l prinzi. Ăsta vine exact pe centru trepiedului, iar celălalt într-o parte. Dacă ai plăcuțe mai mari, nu vei putea deschide ușa dacă l-ai pus pe centru așa că va trebui să-l pui un pic într-o parte. Dar gripul, după cum vedeți, este de tipul Arca Swiss, așa că poate fi pus direct pe trepied, fără alte plăcuțe de prindere. Aici are două găuri, pentru că și aparatul foto în partea asta are difuzor. Iar ăsta nu știu ce gaură, ce senzor este pe aici lăsat afară. Haideți să vedem cum arată pe aparatul foto, pentru că e și ultima dată când îl mai pun, pentru că aici va sta tot timpul. Fujifilm x 20 este destul de utilizat la mine, zilnic îl folosesc cam 5-10 minute, iar în weekend îl folosesc chiar mai mult. Asta e ok e de la un trepied velbon, nu vine el cu așa ceva. Fujifilm este 20 și un aparat foto pentru amator, nu un aparat foto care să-l folosești așa de intens. Și bineînțeles că nici calitatea realizării lui nu-i nu știu cum de mare. Mă rog, partea internă este realizată 90% ca la fujifilm filmiste 2, dar se pare că partea asta de exterior este ceva mai slabă nu s-o fi gândit ei că ajunge un aparat foto ca asta să fie folosit așa de intens și mai ales în weekend să stai cu el în mână 2-3 ore atunci când pleci de acasă sau când faci alte fotografii. Ori eu fotografiez foarte mult, chiar dacă sunt fotograf amator încă. Cam asta vreau să vă spun despre gripul ăsta. Dacă aveți și voi asemenea probleme, liniști puteți să cumpărați un grip pentru că vă dă o siguranță mult mai mare atunci când îl țineți în mână. Așa cum am spus, dacă aveți plăcuțe mici, puteți liniști să-l puneți pe trebiet, că aveți acces la baterie foarte ușor, nu va trebui să deați gripul jos, iar dacă aveți trepiede de genul Arca Swiss, totul este mult mai simplu. Sunt Dan Moldovan și vă mulțumesc pentru atenție!